Au început lucrările pentru amenajarea spațiului în care se vor muta comercianții din Piața Veche. Noua locație se află pe Strada Verde, pe terenul unde sunt amplasate cele două grajduri ale unității militare. Acestea erau într-o stare avansată de degradare și deja s-a început demolarea lor. Acest proiect a fost inițial printr-o hotărâre de Consiliu. Am început lucrările de demolare a celor două grajduri, deoarece sunt și într-un stadiu foarte avansat de degradare și urmând ca o parte din materialele care prezintă un grad mare de deteriorare să fie aruncate, iar celelalte să fie depozitate la sediul serviciului nostru. În aproximativ o lună, terenul va fi complet curățat și vor începe amenajările pentru construirea noului spațiu, unde își vor vinde marfa comercianții din actuala Piață Veche. În urma hotărârii de Consiliu se vor amenaja o locație pentru piață. Și când se va finaliza proiectul? Deci noi sperăm că în cel mai scurt timp, deci aproximativ o lună de zile, să fie terenul liber, adică să fie demolate toate construcțiile și urmând ca după demolare să se amenajeze pentru piață. Comercianții din Piața Veche sunt nostalgici când se gândesc că vor pleca din locul în care a stat aproape 20 de ani, ei fiind obișnuiți cu actuala locație, unde pe parcursul anilor au legat prietenii și au creat amintiri frumoase. Însă unii dintre ei consideră că schimbările sunt binevenite și că o să fie căutați în continuare de către cumpărătorii care s-au obișnuit cu produsele și prețurile lor. E mai bine lăsată toată piața cum era, așa întreagă până în capăt. Așa e foarte urât. Și nu știu dacă o să fie chiar bine acolo, vad. Piața Veche e de când sunt eu aici, din 61, aici a fost Piața Veche, aici trebuia să rămână, pentru că era renumită piața. Ori aici, ori acolo, tot așa va fi lumea. E mult să, mai mult dacă vin toți care sunt și împrășiați prin oraș, va fi mai bine, că lumea va știe unde să ne găsească. Vom fi toți acolo într-un loc. Comercianții din Piața Veche au fost nevoiți să-și mute afacerea în altă parte după ce Ministerul Culturii nu a mai avizat amplasarea acestor tarabe în preajma cetății Făgărașului. Așadar, dacă în urmă cu un an o parte dintre comercianții care funcționau în Piața Veche a fost nevoită să caute alte locații pentru a-și desfășura în continuare activitatea, iată că a venit și rândul celor care au mai rămas o perioadă în această locație.